Suntem în Evanghelia după Ioan cu seria noastră de mesaje. Și dacă chiar și cei neștiutori mult în ale Scripturii știu ceva din Evanghelia după Ioan, știu două texte de bază. Și pe amândouă le răstălmăcesc unii dintre ei în felul lor. E transformarea apei în vin și istoria femeii prinse în adulter. Pentru dimineața aceasta vreau să citesc pasajul al doilea, și anume despre femeia prinsă în adulter. Și dacă vreți să mă urmăriți, textul meu este din Ioan 8, de la 1 la 11. Vă rog să-l ascultați. Iisus s-a dus la muntele măslinilor. Dar dis de dimineață a venit din nou în templu și tot poporul a venit la el. El s-a așezat jos și învăța. Atunci cărturarii și farisei au adus o femeie prinsă în adulter, au pus-o în mijlocul norodului și au zis lui Iisus: Învățătorule, femeia aceasta a fost prinsă chiar când săvârșea adulterul. Moise în lege ne-a poruncit să ucidem cu pietre pe astfel de femei. Tu dar, ce zici? Spuneau lucrul acesta ca să-l ispitească și să-l poată învinui. Dar Iisus s-a plecat în jos și scria cu degetul pe pământ. Fiindcă ei nu încetau să-l întrebe, el s-a ridicat în sus și le-a zis: Cine dintre voi este fără păcat să arunce cel din tâi piatra în ea? Apoi s-a așezat iar și scria cu degetul pe pământ. Când au auzit ei cuvintele acestea, s-au simțit mustrați în cugetul lor și au ieșit afară unul câte unul, începând de la cei mai bătrâni până la cei din urmă. Și Iisus a rămas singur cu femeia care stătea în mijloc. Atunci s-a ridicat în sus și când n-a mai văzut pe nimeni decât pe femeie, Iisus i-a zis: Femeie, unde sunt părâșii sau acuzatorii tăi? Nimeni nu te-a osândit? Nimeni, Doamne, i-a răspuns ea. Și Iisus i-a zis: Nici eu nu te osândesc. Du-te și să nu mai păcătuiești. Cine vrea să predice în dimineața asta? Hai, măcar o mână sus. Asta e textul. Unul din lucrurile extraordinar de bune când iei Biblia să o analizezi capitol cu capitol sau secțiune cu secțiune, e că nu poți sări peste unele lucruri pe care altfel ei omite. Așa că astăzi vorbim despre experiența aceasta a acestei femei și mi-am intitulat mesajul Lasă piatra jos. Textul acesta este foarte, foarte controversat și foarte mulți critici ai Scripturii nu-i găsesc loc în Evanghelie, mai ales că nu apare în foarte multe manuscrise, de aceea dacă vă uitați cu atenție în traducerea Cornilescu, ultimul verset din capitolul 7 începe cu o paranteză și la sfârșitul versetului 11 din pasajul nostru se închide paranteza. Sunt mai multe texte pe care traducătorii Bibliei le folosesc ca bază pentru traducerile în diferite limbi. Unul din cele mai răspândite texte sau codexuri este Textus Redemus. Textul acesta e numit prin traducere textul primit și pe baza lui se fac cam toate traducerile. Apare secțiunea aceasta în textul acesta. Numai că după unii comentatori, nu-i chiar în locul în care îi plasat de Ioan, iar alții spun că ar aparține lui Luca, textul acesta. Și controversa vine pe baza faptului că întrerupe discuția lui Iisus legată de eu sunt apa vieții sau cine însetează să vină la mine și să bea. Și pe urmă continuă versetul 12, cum zice Scriptura, Iisus le-a vorbit din nou și le-a zis: Eu sunt lumina lumii. Ce caută textul acesta aici? Nu se potrivește, după unii critici ai textului, nici în felul de scriere. Și atunci unii au spus, ăsta nu e un text de luat în seamă. E ceva ce mai târziu unii traducători ai Scripturii
au introdus în Scriptură. Dar, pentru că apare totuși în suficiente manuscrise vechi, unii au spus așa: textul acesta nu apare în unele pentru că a fost scos intenționat. Cine l-a scos și când l-a scos? Se presupune că textul acesta îl prezintă pe un Iisus tolerant cu păcatul. Și părinții bisericești au venit și au spus: textul acesta este periculos din punct de vedere moral, pentru că ar da libertate și altor femei să comită adulterul fără să fie expuse și fără să fie pedepsite. Doar prin secolul al V-lea a fost recunoscut textul acesta înapoi ca bază în textul Evangheliei după Ioan. Iar Papa Grigore, dacă nu greșesc, al doilea, este primul papă din istoria Bisericii Catolice care o identifică pe femeia aceasta cu Maria Magdalena. Nu avem nicio bază să spunem că ar fi Maria Magdalena, dar în tradiția istorică, femeia aceasta ar fi Maria Magdalena. Și există o controversă pe baza acestui text. Acum, dincolo de controversa aceasta, principiul care îl învățăm și lecția care o învățăm noi din pasajul acesta are o valoare morală și spirituală pentru noi în zilele noastre. Și anume, Dumnezeu nu greșește. Iar în 2 Petru, capitolul 1, versetele 20 și 21, spune Biblia: fiindcă mai întâi de toate să știți că nicio prorocie din Scriptură nu se tâlcuiește sau nu se explică singură, ci căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu mânați de Duhul Sfânt. Dacă am spune că textul acesta este neinspirat, am aluneca în erezia să declarăm că Biblia nu este inerentă și infailibilă. Asta e o doctrină de bază, cum că Biblia este fără eroare și fără greșeli și nici nu poate să greșească. Deci dacă cumva s-o strecura din greșeală textul acesta, avem o problemă enormă legată de doctrina inerenței și a infailibilității Scripturii. Iar dacă textul acesta a fost scos inițial și pe urmă adăugat din nou, înțelegem că Duhul Sfânt a avut grijă să-l aducă înapoi. Personal, nu sunt un expert mare în critica textului biblic și n-am analizat eu nici în greacă, nici în ebraică lucrul acesta. Cred că Duhul lui Dumnezeu le-a dat înțelepciune oamenilor să traducă cum au putut ei mai bine textul acesta. Dar se încadrează foarte bine în pasajul în care îl avem la ora actuală. Și de ce? Urmează lecția lui Iisus despre prezentarea lui ca fiind lumina lumii. Unde se comit de obicei adulterele? În întuneric, nu în văzul oamenilor. Așa că Iisus, după lecția aceasta de morală biblică și spirituală, vine și spune: oameni buni, umblați în lumină. Dar despre lucrul acesta o să vorbim altă dată. Acum vorbim despre lasă piatra jos. Când liderii lui Israel au venit înaintea lui Iisus cu femeia aceasta, textul în sine scoate alte probleme mult mai mari. Dacă la o citire simplă a textului o vedem doar pe o femeie adusă la judecată, automat trebuie să ne întrebăm: cazul acesta e problematic din start. Unde e bărbatul? Pentru că ei spun: am prins-o asupra actului. Cu cine? Bărbatul lipsește de aici. Ce s-o fi întâmplat cu el? Ba mai mult decât atât, cazul acesta este prezentat clar de evanghelistul Ioan, spunând că a fost folosit de liderii lui Israel ca să-l ispitească pe Iisus și să-l prindă. Dacă Iisus ar fi lăsat femeia nepedepsită, era vinovat de încălcarea legii lui Moise. Dacă Iisus și-ar fi exprimat judecata asupra femeii și ar fi trimis-o să fie pedepsită, ar fi încălcat
codul roman. Oricum, așa de bine a fost gândită de liderii lui Israel ca situația aceasta, încât au spus, n-are cum să iasă bine Iisus de aici. Dacă dă dreptate femeii, încalcă legea lui Moise. Dacă o condamnă pe femeie, încalcă legea romană. Îl prindem. Mare trebuie să le fi fost mirarea când Iisus a spus, cine dintre voi este fără de păcat să arunce primul cu piatra în ea? Am auzit istoria, mai de mult, am auzit istoria unui om bogat care avea obiceiul ca atunci când avea musafiri de seamă în casa lui să scoată tacâmurile de argint. Și pentru că era un om bogat, își permitea să plătească oameni care să vină la el în casă, să-i curețe casa, să-l servească și așa mai departe. Și într-o zi când pregătea o masă pentru prietenii lui mai cu seamă, nu s-au mai găsit tacâmurile de argint. Și a început o investigație să vadă cine a fost la curățenie, cine le-a luat, ce s-a întâmplat cu tacâmurile de argint. Și în cele din urmă, în urma investigațiilor s-a aflat că una din femeile care sluja și era o femeie de încredere considerată, ea a luat tacâmurile de argint. Și acum când femeia aceasta a fost descoperită, îi era teamă ce o să spună omul acesta bogat față de ea. O să o arunce în închisoare? O să o facă de rușine? Ce o să facă cu ea? Istoria spune că atunci când omul acesta a invitat-o la el în birou, femeia aceasta nu mai știa de ea, se pierduse cu firea, cu capul plecat, s-a apropiat de birou și omul, în loc să o certe, i-a spus, ia loc. Femeia aceasta s-a așezat pe scaunul pus la dispoziția ei și omul nostru, de pe biroul lui, ia un bolovan. Și zice el, după legea mea, am dreptul să dau în tine. Dar după legea lui Hristos, trebuie să te iert. Una din cele mai puternice unelte pe care le-a pus Dumnezeu la dispoziția noastră este puterea iertării. Problema e însă următoarea. Nu păcatul altora trebuie să fie preocuparea mea principală, ci păcatul meu personal. Nu păcatul altuia trebuie să fie prioritatea mea, ci păcatul meu personal. Și în Matei, capitolul 7, cu paiul și cu bârna, Iisus are în vedere exact același principiu. Cine-i fără de păcat să ia piatra și să arunce mai întâi. Dar textul acesta ne face pe noi să înțelegem că există o problemă mai mare decât adulterul în sine, ci păcatul personal care ne face vinovați pe fiecare dintre noi înaintea lui Dumnezeu. Acum, haideți să intrăm în analiza acestui text și vreau să vă spun cu ajutorul Domnului că sunt patru categorii de oameni prezentate în textul acesta și fiecare categorie de oameni este reprezentată prin cineva. Nu e așa că nouă de multe ori ne este cel mai ușor să-i punem la punct pe alții. Am devenit experți în a-i repara pe alții, dar a nu avea grijă de noi înșine. Vrem să-i reparăm pe alții în timp ce eu sunt cu defect. Asta însă nu înseamnă că nu trebuie să avem grijă unii de alții. Nu mă înțelegeți greșit și o să vedeți că Iisus nu aprobă comportamentul femeii și nici nu încurajează la adulter. Dar dincolo de păcatul altora, eu ar trebui să fiu preocupat de păcatul meu și de greșeala mea. Sunt patru categorii de oameni. Prima categorie de oameni prezentată în textul acesta este categoria oamenilor vinovați reprezentată de femeie. Femeia aceasta, din textul nostru, este o femeie care nu se scuză, nu se apără și vorbește foarte puțin la sfârșit. Împotriva ei era legea, împotriva ei era grupa respectivă de bărbați, respectiv tribunalul, și împotriva ei era piatra. Ea era omul vinovat în cazul acesta. Nici o scuză, nici o vorbă. Fapta ei striga tare
Și ea era vinovată. Femeia nu se scuză. Mai urmează o altă categorie. Sunt oamenii vinovați, dar care nu vor să recunoască că sunt vinovați. Și pe ăștia îi scoate în evidență Iisus. La capitolul vinovăție sau nevinovăție, la capitolul sfințenie sau păcat, noi avem tendința de a ne compara. Și tocmai aici e problema, că sunt două direcții în care ne putem compara. Eu mă pot compara cu toți pe orizontală și să zic că sunt mai bun ca voi, nu? Da. Da, ești păstorul, nu? Și voi la rândul vostru să ziceți, da, de unde? Știm noi că și păstorul are slăbiciuni. Și poate că în adunare vreunul care îmi zice, mai, eu sunt mai bun decât tine. Hai să-l lăsăm pe păstor deoparte, ne comparăm unii între alții, nu? Eu sunt mai bun decât celălalt, eu sunt mai bun decât celălalt. Termenul acesta, sau ideea aceasta de comparare, e aproape în orice aspect al vieții noastre. Arăt mai bine, sunt mai bogat, casa mea e mai bună, mașina mea e mai bună, și astea nu apar doar acum la vârsta la care suntem noi, astea apar de când suntem mici, mici de tot. Ideea de a ne compara e persistentă în mintea omului. O, țin minte când mă comparam la înălțime cu tata. Nu m-am comparat cu unul mai înalt. Pe lângă tata sunt destul de înalt, dar pe lângă Bogdan, de exemplu. Și v-am mai spus eu, asta a fost problema vieții mele și uite, nu scap de ea nici la 50 de ani. Ne comparăm, din păcate, ne comparăm. Acum, în cazul acesta, oamenii aceștia vin cu femeia la Iisus și comparat cu femeia, oamenii aceștia spun, noi suntem mai buni, noi pe ea am prins-o, ea e vinovată, ea e păcătoasă. O altă direcție de comparare este cu Dumnezeu. Și în direcția asta îi face Domnul Iisus pe acuzatorii lui să privească. Când le spune, care dintre voi este fără de păcat, să arunce primul cu piatra. Hristos îi mută de pe ideea de comparare pe orizontală și îi pune față în față cu sfințenia lui Dumnezeu. Și în fața sfințeniei lui Dumnezeu, curios, toți s-au văzut păcătoși, că spune Biblia, au lăsat piatra jos și au ieșit afară, unul către unul, de la cel mai în vârstă până la cel din urmă. Textul nu spune ce scria Iisus pe pământ. Și sunt mulți deștepți care își dau cu părerea la capitolul ăsta ce-o fi scris Hristos pe pământ cu degetul. Unii spun că au scris numele lor. Alții spun că au scris păcatele lor. Mai oameni buni, dacă nu scrie, nu știm ce-o scris. Și n-ar trebui să intrăm să facem speculații la capitolul acesta. Însă Iisus, spune Biblia, scria ceva. Ce scria? Habar n-am. Și nici n-ar trebui să conteze, cât ar trebui să conteze semnalul de alarmă pe care Hristos l-a tras în dreptul fiecăruia și despre care știm. Că a spus El, cine-i fără de păcat, să arunce primul cu piatra în cel păcătos. Și Biblia spune că au început oamenii aceștia care se considerau într-un fel nevinovați, dar înaintea lui Dumnezeu erau vinovați. Așa că e categoria oamenilor vinovați, dar care nu vor să recunoască că sunt vinovați. Cineva spunea că în lumea aceasta sunt două categorii de soți. Unii care ascultă de soții și unii care nu recunosc că ascultă de soții. Cam pe același principiu merge nota de aici. Oameni vinovați care nu vor să recunoască că sunt vinovați pentru că ei se comparau pe orizontală. Față de femeia prinsă în adulter, probabil că erau mai buni. Dar față de sfințenia lui Dumnezeu, erau și ei păcătoși. Biblia spune că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Nu știu deci ce scria Iisus pe pământ, dar știu ce a spus Hristos. Cine-i fără de păcat să ia piatra și să arunce. Și până în ziua de azi, cuvântul fariseu este asociat cu ipocrizia. Avem pretenția ca ceilalți să rezolve problema, dar nu eu. Dar prin faptul că au lăsat piatra jos,
au recunoscut într-un fel că în inima lor că fiecare merita aceeași pedeapsă din cauza păcatului lor. Există o categorie unică de oameni prezentată în textul acesta și uitați-vă că am și formulat-o cu atenție. Omul nevinovat, nu oameni nevinovați. Omul nevinovat. Cine este omul acesta nevinovat? Hristos. Spune Biblia despre el că el a fost fără păcat și în 1 Petru capitolul 2, versetul 22, citim așa. El n-a făcut păcat și în gura lui nu s-a găsit vicleșug sau înșelăciune. Este singurul din toată povestirea aceasta care este nevinovat. N-aș vrea să insist mult asupra acestui aspect, probabil despre sfințenia lui Hristos și perfecțiunea lui Hristos o să vorbim noi altă dată, dar în cazul prezentat în textul nostru este singurul nevinovat. Și mai există a patra categorie. Oameni vinovați, dar iertați. Oameni vinovați, dar iertați. Și din nou e femeia. Ea nu se scuză nici măcar în fața lui Iisus Hristos. Doar atunci când a rămas ea singură cu Iisus, Iisus îi se adresează femeii și îi spune, femeie, unde sunt acuzatorii tăi? Nimeni nu te-a condamnat? Nimeni, Doamne. N-ar fi avut oare femeia dreptul să-i tragă pe ticăloșii a toți înapoi și să le spună, Doamne, aia care m-au acuzat, ori fugit. Dar eu îi știu. O să-i țin eu minte și dacă vrei, fac liste cu ei. Nu, femeia spune, Doamne, nu mai e nimeni în jurul meu. Și atunci Iisus îi spune, du-te și să nu mai păcătuiești. Există o minune undeva în capitolul acesta și anume, procesul care transformă un om vinovat într-un om iertat este pocăința. Cum ai putea tu și eu să ne transformăm astăzi din oameni vinovați în oameni iertați? Prin pocăință. Știți ce e cel mai greu omului să facă? Să se pocăiască. De ce oare predicile lui Ioan Botezătorul porneau cu pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape? Și de ce oare Hristos își începe lucrarea publică exact cu aceeași afirmație? Pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Pentru că omul în mândria lui nu vrea să recunoască că e greșit, nu vrea să recunoască că e păcătos. O fi altul. Și de când Eva și Adam or da vina pe șarpe, de atunci noi căutăm un vinovat pentru tot ce facem greșit în viața noastră. Doamne, nu eu, femeia, nu eu, Doamne, șarpele nu mai dau vina pe nimeni. Ha? O lua el toată vina. Dragii mei, procesul de transformare dintr-un om vinovat într-un om iertat se numește pocăință. N-am întâlnit încă niciunul prea pocăit. Biblia însă spune despre David că a fost om după inima lui Dumnezeu și cineva în dreptul lui David spunea, David n-a fost numit om după inima lui Dumnezeu că n-a păcătuit. Ci David a fost numit om după inima lui Dumnezeu că atunci când a păcătuit, nu s-a pocăit niciunul cum s-a pocăit David. Ce-l încântă oare pe Dumnezeu în pocăința aceasta? Pocăința este actul prin care eu recunosc că sunt păcătos, regret păcatul meu, renunț la el și mă întorc la Dumnezeu. Foarte multe probleme s-ar rezolva în familii dacă am ști să dăm valoare pocăinței. Foarte multe probleme s-ar rezolva în adunările noastre dacă am fi numai o idee mai pocăiți. Foarte multe probleme s-ar rezolva în societatea noastră dacă n-am aruncat vina de pe unul pe altul și am învățat numai un pic puterea iertării și valoarea cuvântului îmi pare rău.
Multe lucruri s-au rezolvat acolo. Cred că și războiul din Ucraina s-a rezolvat și nu știu ce soluție alta are Trump, dar eu cred că dacă ar învăța fiecare să zică I'm sorry și să se pocăiască la capitolul ăsta, s-a rezolvat. Inclusiv în Israel, războiul de acolo. Multe lucruri s-au rezolvat prin pocăință. Din păcate, mândria noastră este parcă chiar prea mare. Avem 3 lecții pe care le învățăm astăzi. Nu există om fără păcat. Dacă ești în adunare și crezi că ești fără păcat, dă-mi voie să-ți spun astăzi, acum și aici, ești încă vinovat, ești încă păcătos. Atunci, ce rost are pocăința, ce rost are botezul? Astea n-au puterea să ne schimbe. Citiți Galateni capitolul 5 și veți vedea că roada firii pământești și roada Duhului sunt într-o continuă competiție și într-o continuă luptă. Și cât om trăi pe pământul acesta, conflictul dintre ele este cât se poate de real. Și Pavel spune, nu fac ce vreau, fac ce nu vreau, că răul se ține lipit de mine. Și n-ați observat niciunul dintre dumneavoastră că atunci când vă hotărâți să nu mai greșiți, parcă atunci e mai tare lupta și e mai grea. Nu există om fără păcat. Vorba lui Tony Evans, și credincioșii continuă să păcătuiască chiar și după mântuire. Și poate unii vă spune, cum se poate așa ceva? Uite, așa se poate. Numai că păcatul pe care îl faci, nu-l mai faci cum l-ai făcut. Pentru că există o rămușcare, există ceva în mine. Există ceva în mine care mă face să mă duc înaintea lui Dumnezeu și să-i spună, Doamne, iar am făcut-o, iar am făcut prostii, iar am zis așa, iar... Lupta aceasta e o luptă permanentă. Când nu mai există remușcarea aceasta, e o problemă pentru credincios. Duhul Sfânt se aliază cu conștiința noastră și trage semnal de alarmă când nu suntem cum trebuie. Iar metoda prin care, sau procesul prin care ne transformăm din vinovați în iertați, se numește pocăință. Toți au păcătuit, spune Pavel în Romani 3:23, și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Câteva versete înainte de Roman 3:23, Apostolul Pavel citează din Vechiul Testament și spune, nu există niciunul, niciunul măcar care să facă fapte bune. În Ezechiel, caut printre ei un om care să stea în spărtură pentru țară ca să nu nimicesc. Și concluzia tristă a lui Dumnezeu, nu găsesc niciunul. Dragii mei, suntem puși în fața unei realități foarte dureroase și anume să ne analizăm fiecare pe noi înșine și să facem lucrul acesta înainte de a judeca pe alții. Acum, în generația noastră observ că foarte mult se folosesc de textul din Matei 7, nu judecați ca să nu fiți judecați. Textul continuă și spune așa, căci cu ce judecată judecați, veți fi judecați. Noi nu ne este interzis să analizăm anumite situații, anumite comportamente, anumite păcate. Nu ne este interzis. Numai eu trebuie să fiu atât de aware, de conștient, încât cu ce măsură măsor păcatele altora, mi se va măsura și mie. De obicei, când cineva a greșit, sunt gata să aplic legea. Mă pricep să aplic legea în dreptul altuia. Dar atunci când eu am greșit, am pretenția să mi se ofere har. Noi suntem foarte părtinitori cu noi înșine. N-ați știut lucrul acesta? Noi știm să ne facem dreptate nouă cu harul lui Dumnezeu. Dar în dreptul altora, noi îl focu și pediapsa lui Dumnezeu peste el. Înainte de a-l judeca pe altul, analizează-te pe tine însuți. În vorba lui Iisus, scoate mai întâi bârna din ochiul tău ca să vezi, să scoți paiul din ochiul fratelui tău. S-ar putea problema ta să fie mai mare decât problema. Femeia a fost prinsă în adulter, dar păcatul inimii pe care numai Dumnezeu îl știe și tu, s-ar putea să fie mai mare decât adulterul femeii. Și de aceea Iisus spune, cine-i fără de păcat, să ia piatra și să dea cu ea. Analizează-te pe tine însuți înainte de a judeca pe alții. Și apoi, du-te și să nu mai păcătuiești. E o provocare. E o provocare.
Hristos n-a încurajat comportamentul femeii și nu a aprobat faptele ei, dar face Hristos un lucru pe care nu l-ar fi făcut nimeni. Îi oferă acestei femei a doua șansă. Și cineva spunea că Dumnezeu este expert în a oferi a doua șansă copiilor lui de mai multe ori. Dumnezeu oferă a doua șansă copiilor lui de mai multe ori. Și așa măsoară Dumnezeu harul lui în viața noastră, oferându-ne a doua șansă de mai multe ori. Din punctul de vedere al legii, femeia era la un pas de moarte. Și dacă la începutul pasajului așa citim că ăștia erau gata să dea cu pietre în ea, femeia era la un pas de moarte. La încheierea pasajului, femeia este la un pas de o nouă viață. Pasajul acesta rămâne deschis. Oare ce-o fi făcut femeia? Că acum decizia era a ei. Și recomandarea lui Iisus era: du-te și să nu mai păcătuiești. Rămâne textul deschis. Ca să mă lase pe mine și pe tine să înțeleg și să mă pun în papucii acestei femei și să văd dacă Dumnezeu mi-a arătat har și mi-a spus du-te și să nu mai păcătuiești. Oare eu ce aș fi făcut? Oare tu ce ai fi făcut? Dacă cumva mai ai piatra în mână, dragul meu, analizează-te înainte de a da cu ea în cineva. M-am analizat în lumina Scripturii și după experiențele prin care am trecut cu Cristina și acum cu frământările de la noi din casă. Viața e prea scurtă ca să o risipim pe arunca de pietre. Lasă treacă și asta. Că Domnul a fost bun cu mine, nu mai am timp să dau cu piatra în altcineva. Eventual ar trebui să dau în mine. Tu ce ai face dacă ai fi în papucii acestei femei? Ce hotărâre ai lua? Iar dacă ești în poziția oamenilor care ești cu piatra în mână, ce ai face? De aceea textul acesta este deschis, pentru că mă lasă pe mine și pe tine să luăm o decizie personală în dreptul nostru. Comparat poate cu cei de lângă mine, o fi mai bun sau o fi mai rău. Dar comparat cu sfințenia lui Dumnezeu, sfințenia lui mă condamnă. Că sunt păcătos. Că nu-i adulter. Că e minciună. Că nu-i minciună. Că e nerespectarea părinților. Că nu-i respectarea părinților. Că o fi furatul. Că nu o fi furatul, or fi poftele sau cine știe ce alte lucruri. În măsura în care ne analizăm și ne dăm seama că suntem vinovați înaintea lui, recunoaștem că avem nevoie de harul lui. Și încă o dată repet ideea, procesul prin care un om vinovat se transformă într-un om iertat se numește pocăință. Astăzi, acum și aici, aș vrea să guști din nou puterea iertării lui Dumnezeu. E așa o putere în iertare încât atunci când încerci, când o știi și o conștientizezi din partea lui Dumnezeu, n-ai cum să nu o aplici în relațiile cu semenii. E unealta cea mai puternică care poate face din dușmani prieteni, care poate face din dușmani oameni care să stea împreună în același loc. E puterea care poate să facă din oameni divizați, să-i pună împreună și să-i numească frați. E puterea lui Dumnezeu prin care un păcătos devine copilul lui Dumnezeu și prin credință devine moștenitorul vieții veșnice.
du-te de aici și nu mai păcătui. Care e hotărârea ta? Haideți să ne ridicăm în picioare și să mulțumim lui Dumnezeu. Spuneam cu alte ocazii că da, păcatul e așa de serios că ne aruncă pe toți în iad. Numai că oamenii astăzi nu ajung în iad neapărat din cauza păcatului lor, că pentru păcatul lor deja există o soluție. A murit Iisus Hristos. A murit pentru păcatele mele și a murit în egală măsură pentru păcatele tale. Mântuirea lui Dumnezeu este potențială pentru toată omenirea. Devine însă practică pentru cei care prin credință și pocăință spun Domnului astăzi: Doamne, vreau să plec de aici, dar nu mai vreau să plec de unul singur. Doamne, vreau să plec cu Tine, pentru că atunci când Tu ești la dreapta mea, nu mă clatin. Tu ai iertat toate păcatele mele și sunt convins că și pentru cele viitoare Tu ai murit. Tu îmi cunoști toată viața. În sângele lui Hristos declar victorie peste viața mea și vreau să-ți găsești plăcerea în umblarea mea de acum încolo. Îmi place să cred că femeia aceasta a plecat de la întâlnirea cu Iisus și a început o viață nouă. Deși Biblia tace în dreptul ei, ar fi fost o pagubă imensă să scapi de moarte și să ajungi tot la moarte. Dar femeia prezentată în textul acesta era pasibilă de pedeapsă și putea să moară, erau la un pas de moarte, și pleacă de la Hristos cu un pas spre viață. Doamne, îți mulțumim pentru dimineața aceasta și mulțumim așa de mult că în Iisus Hristos a iertat toate păcatele noastre. Ajută-ne să luăm hotărâri bune, să lăsăm piatra jos și să începem să umbrăm cu Tine, Doamne. Ne inviți la o viață nouă, ne inviți la o viață trăită în ascultare de Tine. Ne inviți la o mărturie pentru numele Tău pe pământul acesta. Domnul să ne binecuvinteze și să ne păzească. Domnul să facă să lumineze fața Lui peste noi și să se îndure de noi. Domnul să-și înalțe fața peste noi și să ne dea pacea. Amin.